Capitolul 3. Altarul arderilor Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim Iosua, fiul lui Iotadac, cu frații săi preoții și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării, și au adus arderi de tot Domnului, arderile de tot de dimineață și de seară. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arderi de tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus arderea de tot necurmată, arderile de tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare, ca daruri de bunăvoie Domnului. Din cea din tâi zi a lunii a șaptea au început să aducă Domnului arderii de tot. Însă temeliile templului Domnului nu erau încă puse. Au dat argint cioplitorilor de piatră și tâmplarilor și merinde, băuturi și unt de lemn, sidonienilor și tirienilor, ca să aducă pe mare până la Iafo lemne de cedru din Liban, după învoirea dată de cir împăratul perșilor. Punerea temeliilor templului în al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotzadac, cu ceilalți frați ai lor, preoți și leviți, și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim, s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului și Iosua cu fiii și frații săi, Cadmiel cu fiii săi, fiii lui Iuda, fiii lui Henadad, cu fiii și fraților leviții, s-au pregătit toți ca un om să vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte cu trâmbițe și pe leviți fiii lui Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun căci îndurarea lui pentru Israel ține în viac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți din preoți și leviți și din capii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului. Căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe.